Salutare, people! Andra Brebo aici cu voi. În caz că n-ați recunoscut, personajul ăsta aroșcat și drăguț, prezent la datorie și gata să dau cu vibe-urile bune de luni seara. Am aruncat un ochi peste ce se întâmplă pe la YouTube și am văzut că Tiesto e number one și nu renunță prea ușor la poziția asta. So, în ediția de azi, am zis să aruncăm un ochi peste trecutul și CV-ul DJ-ului. Așadar, dobele vă rog, badumț! În aplauzele publicului și ale lui Țiți, zic să dăm start la Give Me 5! Let's get down, let's get down to business. Thijs Michael Verwest s-a născut în Breda, Olanda și are 52 de ani. A început să-și dezvolte pasiunea pentru muzică la 12 ani. La vârsta de 14 ani, s-a dedicat total artei și a devenit DJ pentru petrecerile din școli. Între anii 1985 și 1994, la insistențele managerului său, Tiesto a început să fie rezident la mai multe cluburi din Olanda și a perfecționat skillurile de DJ într-un club mic din Breda, numit Spock, performând live în fiecare weekend, cu un set care ținea de la 10 noaptea până la 4 dimineața. La începutul carierei sale, artistul aborda cel mai mult stilurile New Beat și Acid House. Hai să aflăm cele 5 lucruri cool despre Tiesto. Let's go! A fost încoronat de regina Olandei, așa că ar trebui să-i spunem Sir DJ Tiesto. După lansarea piesei Just Be din 2004, Tiesto a fost încoronat de regina Beatrice a Olandei cu ordinul de cavaler. Wow, that's huge, right? Există o figurină de ceară cu el în muzeul Madame Tussauds din Amsterdam. Olandezii sunt atât de mândri de muzicianul lor, încât au decis să-l imortalizeze într-o figurină de ceară. Partea interesantă este că masa care face parte din decor este 100% reală și funcționează, dându-le vizitatorilor șansa de a mixa chiar lângă Tiesto. Este primul DJ din istorie care a pus muzică la Jocurile Olimpice. A concertat pentru 90 de minute în fața a 4 miliarde de oameni, în timp ce parada atleților avea loc. Înainte să fie DJ, își dorea să fie bucătar șef. Tiesto a început să DJ-ască la petreceri, însă nu era conștient că ar putea să-și asigure traiul din meseria asta. Artistul a spus că, probabil, ar fi devenit bucătar, pentru că iubește să gătească și să amestece mâncărurile între ele. Nu ascultă muzică veche. DJ-ul crede că muzica dance este atât de tânără și consumeristă încât ascultătorii caută mereu noutate în ea, indiferent de vârsta lor. Întotdeauna îmi place să ascult muzică nouă. Nu prea sunt fanul pieselor vechi, a declarat artistul. Cam atât pentru azi. Ne vedem săptămâna viitoare. Bye, bye! Bine am revenit, pentru că la cele spuse de Bobo, mai adaug doar că Tiesto a fost ales cel mai tare DJ al tuturor timpurilor în cadrul unui poll făcut pentru revista Mix, chiar de către fanii lui. În mod cert, este un nume prezent de mulți ani în industrie, cu multe colaborări fresh și hituri la activ, care încă rupe topurile și este în preferințele publicului său, mare big up! Eu am fost Andra Brebu și vă invit pe pagina mea de Insta, tot la Andra Brebu, pentru mai multe poze cu lucrul ăsta funky, pentru că încă sunt super entuziasmată de el. Știți momentul ăla când mergi pe stradă, te oprești random să te mai admiri în geamurile de la mașini și mai e prin surprindere sau chiar mai sperii câte un om care așteaptă liniștit în mașina lui? Am pățit, eu sunt aia care se admiră. În altă ordine de idei, stați aproape și cu Insta-ul nostru UTV Ro, pentru că promite mult freshness în newsfeed-ul vostru. Sunteți pupați de nu vă vedeți!